Domnilor, o să vă rugăm să veniți puțin de mai în față. Tot timpul aveți tentația așa să mergeți către ușă și mie mi-e frică să nu vă fugim așa. Oricum, noi nu spunem lucruri care să vă pună pe fugă. Îngăduiți-mi să vă mulțumesc că sunteți prezenți la acest eveniment. Este cu adevărat un eveniment important în viața artistului Valentin Petreuș, prietenul nostru, un artist plastic sighetean pe care l-am admirat prin tablourile pe care l-a expus pe simezele de la Radio România Sighet. M-a impresionat de la bun început modul în care lucrează și trebuie să recunosc public că pe lângă succesul artistic a avut și un succes material, pentru că multe din picturile lui au fost luate și o să râdeți nu de sighetei, ci de oameni, de personalități din alte localități, de prin București, de prin Baia Mare, de prin Oradea și așa mai departe. Deci atât că este apreciat și mai ales pictura lui stă bine în casele fiecăruia. Eu, din momentul în care l-am văzut, am considerat, așa cum au făcut-o și prietenii lui, membrii Cenacului Sighard, ca un om plin de talent. Un artist care încearcă să pună pe pânză ceea ce simte. Și dacă vă uitați, în picturile de acum este un pic cam nocturn. Asta înseamnă că este meditativ, că psihic se consumă puternic în interior, încercând să exprime stări pe care poate noi nici nu le bănuim. Chiar dacă tematic, vedeți, majoritatea tablourilor din această expoziție reprezintă Maramureșul și foarte multe sunt cu țăranii Maramureșului în costumul tradițional. Cineva spunea înainte de a începe să vorbesc că iată, sunt costume care nu se mai poartă astăzi în Maramureș. Iată că pe pânze riscă să devină pagină de istorie, ceea ce reprezintă Maramureșul. Sigur, are și alte tablouri în care sunt prezentate ocupații ale maramureșenilor, ci avem doar o moară, dar am văzut vârtori, am văzut și alte preocupări ale țăranilor. Eta și maramureșenii din tablouri sunt foarte vorbăreți, comunică, au dialog, de la dialogul peste gard până la dialogul de aici, la o primă întâlnire când omul scoate clopul să povestească ce are de povestit. Singurătatea celui care vine pe potecă acasă sau cei care vin de la lucru, nu? Ne amintesc de Sara pe deala lui Eminescu. Vin obosiți cu coasa în spinare oamenii. Acolo mi se pare că sunt cu greblă, dar totul delte de Sfânt, pentru că așa este zona și aici lucrul cel mai important este munca câmpului. Sigur, sunt impresionante peisajele. Sunt peisaje de Maramureș și extrem de frumoase, peisajele de iarnă, dar multe dintre ele, vedeți, sunt amurguri sau chiar nopți. Este un artist al luminii. Mie și am întrebat. Mie mi-a plăcut toate picturile lui, tocmai pentru că strecurând acea undă de lumină, dă viață tabloului. Este la o vârstă a împlinirii. Să-l felicităm pentru tot ceea ce a dat până acum și ce va da. Sperăm, îl așteptăm cu tablouri cât mai frumoase. În acest moment este un pictor expus în, sau într-una va fi expus mai târziu puțin tău, dar va face parte din trei expoziții. La Nirehazo, în Ungaria, este o expoziție în care, împreună cu domnul Balaș, care are vreo 15 sculpturi, cu Tirică de la Baia Mare și cu Cristina Șolea, sunt într-o expoziție acolo, o expoziție care s-a bucurat de succes. Iată că și prietenii noștri de peste graniță îl apreciază. Va avea câteva tablouri și la expoziția omagială dedicată lui Gheorghe Chivu la Școala Populară de Artă din localitate și iată această expoziție personală. Și în 12 decembrie va fi salonul de iarnă a pictorilor sigheteni, a clubului SIGART, care împreună cu președintele Valentin Roșnăi vor organiza o
expoziție, chiar dacă nu forțăm tematica, deci nu va fi legată nici de datele de iarnă, dar nici de Chivu, va fi însă dedicată aniversării 100 de ani de la nașterea lui Chivu, o naștere pe care o sărbătorim convențional. Pentru că Chivu nu s-a născut în 1912, s-a născut într-un alt an și într-o altă lună s-a născut vara. Însă această dată s-a considerat oficial pentru că așa a fost consemnat în actele vremii. Era de fapt certificatul de naștere a unui frate de-a lui care a murit și care i-a servit pentru a nu merge în armată. Dar este un mare om de cultură al locului și, așa cum știți bine, Gheorghe Chivu, Elisabeta Peter, Rüte, Andras Csobo au fost întemeitori de școală de pictură în Sighetul Marmației și mulți dintre cei care astăzi sunt afirmați, au un nume, au lucrat și au trăit, i-au cunoscut acești mari artiști, care, mie îmi place să spun întotdeauna, care au creat o școală sighetală de artă plastică. În definitiv, Horoșii tot în Sighetul Marmației a plecat, nu și-a creat școala Băie Măreană. Îngăduiți-mi să-l felicit, Vali, te felicităm, îți urăm multă sănătate și păcat că nu văd niște manageri mai puternici aici, dar este aici domnul viceprimar, inginer Horea Scumbri, care îi mulțumesc, a fost întotdeauna, de când Radio Sighet funcționează, prezența aici la marile manifestări, dar vreau să zic că poate aud câțiva dintre manageri și îți dau o mână de ajutor, pentru că pe lângă talent are nevoie omul și de o bucată de pâine și un loc de muncă. Nu? Așa că ar fi bine, poate, să-i dăm o mână de ajutor și să-i creăm condiții ca să poată munci, să poată crea, să ne lase pictură așa cum, iată, o dovedește prin talent, prin muncă, prin dăruire și prin chemare. Felicitări, Vali! Dați-mi voie să mulțumesc celor care au făcut posibilă organizarea acestei expoziții. Este vorba de Clubul Rotarii Sighetul Marmației, veșnicul prezent, prietenul nostru Ionica Maniș și grupul Sigart sau Cenacul Sigart al artiștilor plastici din Sighetul Marmației. Bineînțeles, noi Radio Sighet, pe care vă invit să ne ascultați, împlinim 8 ani de când emitem. În 1 decembrie sunt 8 ani de la inaugurarea oficială, așa că suntem alături de dumneavoastră. Este un radio pentru dumneavoastră, pentru familie dumneavoastră, pentru toți sighetenii din dreapta și din stânga Tisei. Să rămână de doamnelor care reprezentați Rotarii Baia Mare și iată că venirea dumneavoastră aici demonstrează că femeile au mai largă deschidere decât bărbații. Noi știți că suntem în veșnică concurență cu Baia Mare. Am câte un picior de piedică ni s-a pus dintotdeauna, dar iată că noi vom putea să trecem peste aspirităților care au existat, firesc, concurențiale, pentru că noi suntem capitala spirituală a Maramureșului. Aici este Maramureșul istoric. Împărțirea vremelnică cu județul Maramureș, cu Baia Mare, așa a fost să fie. Vă mulțumim că sunteți aici și sperăm să colaborăm și să realizăm câteva lucruri. Am înțeles că avem această perspectivă. Domnule viceprimar, la prima impresie, dumneavoastră sunteți un om spontan, un iubitor de pictură, de frumos, frumos din toate punctele de vedere, nu numai la genul masculin, în primul rând, la genul feminin. O să vă invit să spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, prietenului nostru, bună seara tuturor. Aș dori să spun câteva cuvinte despre ceea ce se întâmplă în seara aceasta aici, deși a vorbit despre Vali Petreuș mai bine decât lucrările sale, nu o face nimeni și nimic. Deci, dacă vorbim despre lucrările sale, vorbim de fapt despre el. Ce doresc să remarc și sunt bucuros să se întâmple acest eveniment aici, cum de altfel Dorel totdeauna a obișnuit. Mă bucur că Clubul Rotary poate să sprijine și sunt fel convins că o va face ori de câte ori va avea posibilitatea pe cei care fac să ne bucure viața, pentru că privind lucrările lui Vali, constat cu plăcere și cu o plăcere maximă, să spun, dacă plăcerea poate avea gradele de comparație în felul acesta, faptul că pictura lui se referă la Maramureș, faptul că pictura lui se referă
din nefericire și pe actuala tendință la cel Maramureș pe care tindem să-l pierdem, din păcate. În pictura lui sunt casele Maramureșului pe care ni le-am dorit să le vedem tot timpul, deși plimbindu-ne prin satele maramureșene, din păcate, vedem acele case cu termopane, cu termosistem, cu inoxuri, cu roșu Ferrari și alte culori de genul acesta. E, uită-te că cineva vrea să aducă și să facă ca satul maramureșan să dăinuie și mai bine decât a face... o face Vali, nu cred că sunt multe persoane. S-a remarcat aici că este pictorul luminii și o apreciază în mod deosebit. Eu aș remarca faptul, sigur, sunt un total nepriceput, doar îmi place pictura atâta tot. Aș remarca modul în care ne transmite lumina și lumina este cu totul specială. Lumina este cea care pune culoarea într-o perspectivă și ne face să ne bucurăm de ea, alături de personajele care, între ghilimele, colorează peisajul maramureșan cu ținuta pe care o au, Dorel remarcat, unele din ținutele sunt pe cale de dispariție și sunt tind să dispară, de aceea cu atât mai mult pictura lui Vali este prețuită și trebuie să o prețuim. Haideți să încercăm să o transmitem, haideți să încercăm să-i dăm mâna. Haideți să încercăm să-i creăm toate condițiile, pentru că este păcat să nu-l stoarcem la maxim de ceea ce poate să ne ofere. Vă mulțumesc că ați venit și sper ca prezența aici a dumneavoastră să ducă mai departe impresia bună pe care o să aveți despre expoziția de azi. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule viceprimar! Îmi îngădui, i-am luat un scurt interviu înainte de a începe vernisajul. Vă rog să fiți prezenți și duminică la ora 13, la punctul de frontieră, unde se va dezvălui o plăcuță care dă numele podului istoric Sighetul Marmației Solotvinov, Slatina, numele academicianului Mihai Pop, etnolog, folclorist, membru Academiei Române, unul dintre cele mai puternice personalități ale Maramureșului, este de fapt singurul academician pe care l-a dat Liceul Dragoș Vodă. Despre el circulă legende, este chiar interesant și poate că la unul din simpozioane o să participați și dumneavoastră. Îngăduiți-mi să-l chem la microfon și nu știe despre cine este vorba, pe cel care este cel mai proaspăt posesor a două din tablourile lui Valentin Petreguș, care împreună cu soția a venit aici și nu știa care să aleagă dintre tablouri, că le plăceau toate. Și îmi dă voie să spun că este o întâmplare tare interesantă. A venit să ia un tablou, să-l dea cadou, dar după ce l-a pus acasă și a văzut cât de frumos e acolo, ce nu ne se poate da la nimeni. Și a venit și a luat alt tablou și așa mai departe. Ștefan Bereș, viitor deputat al... Lasă-mi, eu zic viitor deputat. Am spus și actual. Să rămâinele, bună seara tuturor. Da, povestea este chiar adevărată și mai trebuie să-i spun lui domnul Petreuș, pe care îl felicit în mod deosebit, că poate că nu vine să creadă, dar în momentul ăsta, la ora actuală, eu mă mândresc cu dânsul, nu în altă parte decât în Oradea. Poate că e mâna celui de sus, dar înainte să vin la vernisaj, a sunat telefonul. Cine era colegul meu la care am fost de ziua lui acum două săptămâni când am luat tablou, și a spus, vreau și vrem să-l cunoaștem pe maestru, pentru că câți intră în casă la mine, toți fac primul drum până în fața tabloului. Și în funcție de timpul de afară, tabloul se schimbă și îți dă total altă impresie într-o vreme însorită decât o vreme mohorâtă închisă. Și pentru treaba asta, trebuie să spun că ne mândrim noi maramureșenii, că avem astfel de oameni și astfel de talente. Și eu vă doresc viață lungă. Când l-am prezentat fără nume, atunci, în seara aceea la Oradea, am spus că este un pictor de mare perspectivă, după părerea mea, care nu mă pricep în mod deosebit la tablouri, dar simpla privire și imaginea tabloului m-a făcut ca să am sentimente foarte interesante și plăcute. Și pentru asta vă doresc multă sănătate, multă putere de muncă și dorim în continuare, într-adevăr, să ne mândrim cu lucrările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim! Și ne vă dorim dumneavoastră succes în campania electorală. Un vot ai.
Deja. Da. A sosit și domnul profesor Ion Muntean, artist plastic, care l-a studiat foarte atent pe Valentin Petreuș și a prezentat de nenumărate ori picturile în fața elevilor care vin și în loc să piardă vremea uitându-se pe pereți la școală, vin și admiră lucrările, învață din lucrări și domnul Munteanu de fiecare dată face adevărate lecții de artă plastică. L-am auzit vorbind despre Petreuș de nenumărate ori. Te rog să vii încoa să le spui câteva lucruri. Nu de alta, dar o să facă legătura Ionica Mariș. Ce vă leagă pe voi? Bună seara! Ceea ce ne leagă, probabil, pe noi și pe ceilalți de pictură este, în primul rând, sala în care ne aflăm. Că altfel, n-am avea unde să fim legați, mai ales la partea de spirit și la partea de vizual. Dar, în același timp, ne mai leagă pe noi cei de aici culoarea în sine, culoarea din ochii noștri. De fiecare dată când ajunge într-o expoziție, într-o sală în care sunt expuse lucrări, oamenii au o culoare aparte în ochii lor, una extrem de frumoasă, extrem de expresivă, tocmai datorită faptului că văd ceva frumos. Frumosul nu se leagă neapărat de lucrări în sine, ci de faptul că poți să privești în tihnă și în liniște ceva mult mai lejer și mult mai liniștit decât viața cotidiană în sine. Ceea ce văd astăzi, tot a doua sau a treia lucrare, este ceva nou pentru mine din punct de vedere cromatic vis-a-vis de ceea ce am văzut până în momentul de față de la Mari Petreuș și consider că este un pas înainte în cariera lui, în viața sa artistică și cred că în următoarele perioade, dacă va veni numai cu noul, vom putea să rămânem la fel de surprinși cum am fost până acum, de fiecare dată când am venit cu ceva nou Vali Petreuș. Dați-mi voie să-l felicit și eu pe această ocazie și să-l mulțumesc. O să, dacă aș avea o cameră ascunsă, Ionica va veni cu elevii și de fiecare dată expozițiile trebuie să o știe toată lumea. Și artiștii plastici, în primul rând, sunt vizitate de până la 1000 de tineri care vin și văd și învață ceva. Și învață ce înseamnă frumosul cu adevărat. Pentru că dacă merg la Liliacu și la, nu mai știu cum se numesc, magazinele astea de 39, sunt tot felul de chiciuri care costă cu mult mai mult decât costă un tablou de o adevărată valoare. Sorumna Ana Cornelia Negruț, bine ați venit. Domnul Rojnă e președintele Cenacului Sighard, unul dintre cei care au urmărit pas cu pas evoluția lui Vali Petreuș. O să te rog să spui câteva cuvinte. Sărumâinile, bună seara! Am să vorbesc foarte puțin, pentru că sunt mulți care doresc să ia cuvântul. Valentin Petreuș este pentru mine ca și un frate. Noi am crescut în aceeași curte. Când s-a născut el, eu aveam 5 ani și diferența asta a rămas între noi. N-a scăzut niciodată. Și de atunci ne leagă o strânsă prietenie și am fost apropiați tot timpul. Timp de aproape 30 de ani am locuit, chiar dacă ne-am mutat, tot în aceeași curte ne-am mutat. Așa a fost să fie. Această expoziție pe care ne-o prezintă acum Valentin, după cum a spus și Ionica Muntean, aduce o abordare plastică nouă pentru el. În celelalte expoziții, cromatica era cea generală
de contraste cromatice pure sau armonizări foarte subtile. De data aceasta, în multe tablouri vine cu o monocromie foarte, foarte bine studiată și elaborată în tehnică. Este ceva nou. O să ne explice el care este problema care a generat acest salt, pentru că, după părerea mea, cunoscându-l și pe el și cunoscând și lucrările pe care le pictează de zeci de ani, este un salt calitativ care se va condensa în viitor și o să avem din ce în ce mai multe lucrări pe această factură. Eu îl felicit pentru sârguința lui, în primul rând, pentru puterea uriașă de muncă ce se ascunde în relativ firavul lui trunchi. Și în acest an ne-a surprins cu nu numai cu cantitatea de lucrări pe care a pictat-o, ci și cu calitatea fiecăruia în parte. Îl felicit și îi doresc să aibă multă sănătate și, cum a propus și domnul Todea, să existe în orașul nostru oameni care pot să-i dea o mână de ajutor, pentru că în momentul de față este șomer. Trebuie să știe toată lumea și de aceea vă îndemn pe fiecare care aveți posibilitatea să cumpărați din lucrările lui. Îl felicit încă o dată și dumneavoastră vă mulțumesc că ați venit să fim alături de el și să-l sprijinim în activitatea lui de creație. Mulțumesc foarte mult! Orice s-ar spune, dacă vă uitați la autoportretul, te rog să-i fac vot. Dacă vă uitați la autoportret, probabil că ați mai văzut prin albume o asemenea figură. Este figura lui Napoleon. Uitați-vă exact, dacă nu, seamănă cu Napoleon când era locotenent de artilerie. Da? Și este foarte interesant tablou, iată-l meditând și având deasupra lui clepsidra care se scurge implacabilă. Și în buzunar bastonul de mareșal. Și în buzunar pensula de mareșal în pictură. Da, să... Ionică Marius, prietenul nostru cu care organizăm toate expozițiile și întâlnirile, o să te rog să vii la microfon. Mulțumesc, așa că aici, acum vin direct. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Bună seara, stimați invitați. Nu o să vă țin foarte mult. Mă bucur faptul că și-a făcut timp și o echipă de la Baia Mare și-a ajuns aici. Mă refer la toate echipele, dar nu vreau să fac referire decât în mod special la colega noastră, Angela Dobroi, din Rotary Club Baia Mare și pictorița Maria Bălăni. De ce? O să vedeți imediat. Spunea Vali Petreuș că se cunoaște cu Vali Petreuș din curtea caselor. Noi ne cunoaștem aici toți din curtea artistică și curtea pe care ne-o dăruie mereu momentele acestea. Am fost întrebat puțin înainte de acest vernisaj de ce apare Clubul Rotary pe afiș. Întotdeauna, unde nu, poate nu-i cazul uneori. Nu, sunt trei motive. Pentru că suntem co-organizatori la acest eveniment. 1. Vali Petreuș a fost în această vară trimisul Clubului Rotary Siget la tabăra internațională de la Tiso-Lodo din Ungaria. Cea care, la America, anul anterior, la prima ediție, reprezentantul nostru a fost profesorul Ion Muntean. Deci există o legătură. Cea care s-a ocupat de ei, care a stat alături de pictori, cu ei, cele 10 zile în care s-a implicat, numai că n-a pictat, restul a făcut de tot, a fost Angela Dobroi, de la Baia Mare, care foarte mult, foarte mult s-a dăruit pentru asta și care anul viitor va prelua președinția pentru 2 ani. Am făcut cluburile Rotary din Slovacia, Ungaria, România, Ucraina și Polonia, au o organizație, Parteneriatul Nord-Est Carpatic, va prelua președinția. Și probabil tabăra viitoare va fi în România. Deci, un motiv este că Rotary Club Siget l-a trimis, evident, cu multă plăcere și cu drag, l-a trimis pe Vali Petreuș, a fost reprezentantul nostru la această tabără. 2.
este faptul că Vali Petreuș, deși spunea domnul, și pe bună dreptate domnul Todea, că este foarte vândut în afara țării, totuși Vali Petreuș este foarte bine vândut și în clubul Rotary. Nu știu dacă sunt câțiva rotarieni care nu au lucrările lui Vali Petreuș. Și trei motive pentru care, evident, Rotary Club figurează acolo, așa, indirect, pentru că sunt prieteni cu Vali Petreuș, are mulți prieteni aici, dovadă că sunteți dumneavoastră aici și înseamnă mare lucru pentru un om așa modest, discret și foarte, foarte la locul lui. Și pentru că, într-adevăr, are și, îl admir pentru pasiunea, pentru culoare pe care o are și pe care o dezvoltă și o cizelează în continuu. Vali Petreuș, totul e frumos, e bine, acum e momentul laudelor, deci au dispărut celelalte critici sau care putea fi, totul în regulă. O să o rog doar pentru scurte intervenție pe Angela Dobră, care merită mult, mult să fie și aplaudată pentru ce a făcut acolo în taberele internaționale din Ungaria. Bună ziua la toată lumea! Sunt foarte emoționată. N-am să vă povestesc multe. În schimb, pot să spun că multe cuvinte frumoase pe care le-ați spus dumneavoastră sunt cuvinte de admirație și de respect pentru Vali. Eu am avut ocazia să-l cunosc în vara aceasta și dacă de ceva pot să fiu mândră, sunt mândră de faptul că am dus renumele pictorilor din Sighet peste votare și pot să spun că picturile lor și a lui Vali și a lui Ionica au fost la prima vedere foarte apreciate. Deci puteți să fiți mândri de acești oameni de artă care au crescut și creează în orașul dumneavoastră. Eu, de ceea ce depinde de mine, eu sigur o să-i sprijin întotdeauna și cât mă țin puterile, o să fiu alături de ei. Cred că am dat dovadă de chestia asta în 2 ani de zile. Mulțumim foarte mult! Cred că toată lumea așteaptă să vorbească Vali Petreuș. Vă spune că nu poate să vorbească de emoții. Hai zi și tu mulțumesc și bună seara! Mulțumesc și bună seara! Să-ți fac interviu? Încerc să mă descurc. Am stat așa de multe ori și m-am gândit, chiar și acum ascultând pe dumneavoastră, pe cei care au vorbit, cu mine, să zic așa, este un paradox. Deci, ceea ce este aici pe perete, de ce zic paradox? Ceea ce este aici pe perete este liniștitor, probabil, este plăcut. Dar la capitolul celălalt, cred că nu se vă aduceți aminte. Hai să zic așa, la capitolul legat de muzică, sunt un drag. Stau și mă gândesc cum se poate împăca una cu alta. Abandonăm muzica. Am abandonat-o, dar nu totuși... Totuși stau și mă gândesc cum se poate împăca. Și m-a ajuns la concluzia că foarte ușor. Ce cântărim într-o parte e chestia cu balanța. În cealaltă parte pune nemers. Nu, să lăsăm asta deoparte. Nu știu ce aș putea să vă spun. Nu prea le-am cu oratoria și cu astea. Mi-a plăcut, o să-mi placă și întotdeauna voi fi, cum să spun, alături de ceea ce reprezintă Maramureșul. Nu vreau să fiu eu mare naționalist sau ceva, să nu fiu înțeles greșit. Îmi place Maramureșul, e foarte frumos. Păcat, păcat că unii nu văd latura bună a Maramureșului. Eu o văd, eu încerc să o văd și îmi place. Oamenii de rând, pentru că cei care vedeți aici lucră și nu numai ei, ceilalți. Ei sunt cei care au dus în spate, ei sunt cei care merg mai departe, ei sunt cei... Datorită lor existăm și noi. Lumea nu-i vede. Uite, eu încerc să-i văd. În creutul. Ce să zic altceva? Legat de culoare, nu știu. Fiecare dintre dumneavoastră se uită și vede. Eu nu pot să mă laud pe mine însumi, că ar fi ciudată. Cu asta am încheiat. Nu mă știu. E o chestiune de destin. Iată că la Strâmtura, da, toată lumea știți, este o comună frumoasă, cu oameni harnici. Acolo s-au născut, că tot zicea de muzică, frații Petreuș, cei care au dominat atât de mult topurile muzicii populare maramureșene. Acolo s-a născut academicianul Mihai Pop. Și tot acolo s-a născut și... Și mă bucur că le por
port numele. Așa, și se bucură că poartă numele.